Tinere! Ia vino încoace. Da, maestre. Tocmai vreau să vă spun că pentru mine este o onoare deosebită să apar la repetiție alături de dumneavoastră. Da? Mhm. De cât timp ești tu în teatru? De 2 luni. Și? Te simți bine aici în teatru? A? Nici nu visam să joc alături de un actor de calibrul dumneavoastră. Da? E bine. Atunci o să ne înțelegem. Uite ce este, să discutăm puțin despre scena asta spânzurării mele din piesa asta. Tu, în piesă, ești călăul meu. Da? E o mare cinste. Tremur de emoție. Da? Păi dacă e o mare cinste, de ce strigi la mine marș, mărșavule? Acesta este textul, maestre. Ce vorbești? Câți ani ai tu? În iunie împlinesc 22. Bravo! Și nu ți-e rușine ție să vorbești așa cu un actor veteran care calcă pe scândurile acestei scene de 30 de ani de zile, ha? Maestre, acesta este rolul. Uitați, scrie aici și mai scrie că trebuie să vă lovesc cu furie. Ce vorbești? Ăsta e rolul, da? Dar tu, dincolo de rol, trebuie să respecti pe toți oamenii care și-au pus tot talentul lor și toată măestria lor la temelii acestui teatru. Dar ce pot să vă spun? Regizorul mi-a spus că dumneavoastră sunteți capitanul piraților pe care noi tocmai i-am capturat. Așa, și? Și că sunteți un ticălos. Ce? Ce? Bravo! Zi, dă-i înainte. Așa e în piesă, bineînțeles. Ascultă, pentru regizor voi fi eu capitanul piraților. Dar pentru tine să știi că eu rămân marele maestru, marele tragedian. Și tu îndrăznești să mă lovești în fața publicului? Bine, dragă, lovește-mă! Dă-n idolul tău! Ca să se bucure colegii mei. Mediocre. Nu, dragă, de mâine înainte să știi că eu nu mai îngenunchez în fața ta pe scenă. Este clar? Da, foarte clar. Așa. A, dacă vreți, maestre, o să îngenunchez eu în fața dumneavoastră. Eu am să stau drept, așa, pe scări, demn. Eu stau. A, tu vii la mine și îmi spui... Ia să vedem ce îmi spui tu. Marș, mărșavule. Da. Asta să-i spui prietenilor tăi, figuranților, nu mie. Atunci, maestre, pot să vă spun, poftiți, vă rog, spre spânzurătoare, maestre? Maestre, ce maestre? Eu n-am nume, ce maestre? Ba da, poftiți, vă rog, spre spânzurătoare, maestre Costache Vasilescu. Ce Costache Vasilescu? Ce numele meu din piesă, al eroului, al personajului, al... Poftiți, vă rog, spre spânzurătoare, maestre pirat Gonzales Alharez de Costa Bravantes, de Costa Bravantes. Așa, asta, gata, asta este. Și eventual să îngenunchezi tu în fața mea acolo, știi? Bine, dar dumneavoastră sunteți prizonierul meu. Păi, dar nu schimbăm nimic din rol, mă, maestre, mă. Tu, în piesă fiind călăul meu, tu admiri curajul căpetenii piraților, înțelegi? Când intri sub influența aureolei mele, tu ești fascinat, mă. Tu ești fermecat de gigantul ăsta al scenei. Care sunt eu? Am înțeles, maestre. Și... nu vă mai lovesc. Da, te lovesc eu pe tine din spate. Și-ți spun, fă-ți datoria, câine râios. Da, formidabil. Formidabil, cum de nu mi-a venit mie replica asta. Fă-ți datoria, câine râios. Dar ce o să spună regizorul? Nu-ți fă probleme, asta habar n-are de replici. El urmărește numai lumina, decorul și mișcarea. Atât. Maestre, nu vă supărați că îndrăznesc. După toate astea, pot să vă spânzur? Nu, mă spânzur singur. Și asta o veți face chiar de la prima repetiție? Da, dar băiete, nu-i nevoie să spui la nimeni nimic despre asta. Să rămână așa un secret al nostru. Va fi o lovitură de teatru, maestre, la prima repetiție. Da, da, bravo, mă. Bun băiat ești tu, mă. Bravo. Să știi că îți prevăd un mare viitor.
în teatrul ăsta. Cum te cheamă? Costache Vasilescu. Nu. Doi Vasilești nu încap pe același afiș. Du-te și schimbă-ți numele. Mă duc chiar acum, maestre. Marș, mărșavule.